Opriți vreodată motorul când stați în coloană? Mașina e de așa fel încât se oprește automat, da. Start-stop. Start-stop. Mulți au dezactivat sistemul de teamă că motorul sau bateria mașinii se pot strica. Un mit, spun specialiștii. Toată mașina este adaptată în așa fel încât să nu fie afectată. Vorbim despre o baterie dedicată acestui sistem. În momentul în care vă cumpărați bateriile, trebuie să spuneți am start and stop pe mașină. Dacă nu este baterie pentru start and stop, sistemul detectează că e o problemă acolo și nu mai funcționează corect. Salutare, dragi iubitori de mașini! Bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog! Astăzi atacăm un subiect ce sunt sigur că pe mulți dintre voi, cel puțin la un moment dat, v-a stresat. Și anume, vorbim despre sistemul start and stop. Sistem ce ajută ca mașina să fie în parametri din punct de vedere a emisiilor. Pentru că, după cum știți, fiecare mașină este încadrată la un anumit euro. Euro cât e mașina ta? Euro? 5.000. Atunci te-ai gândi cu ce influențează în adevăratul sens al cuvântului start and stop, butonul pe care de multe ori îl folosim de fiecare dată când pornim mașina. Ideea e una foarte simplă. În materialul de astăzi vreau să-ți povestesc pas cu pas ce adaptări are o mașină cu astfel de sistem, în așa fel încât să-l înțelegi și în cele din urmă să tragi o concluzie dacă îl lași sau nu activ pe mașina ta. Și hai să începem cu începutul. De ce a apărut acest sistem și de unde a apărut? Din câte m-am documentat eu, sursa acestui sistem este provenită de la mașinile hibrid, ce reușesc să aibă un grad de emisie mult mai redus decât mașinile termice. Și astfel, cei ce construiesc motoare termice au găsit o soluție să scadă emisiile, nu consumul. Primul aspect ce trebuie să-l clarificăm. Mulți dintre noi ne gândim că, ok, dacă am start and stop, consumă mai puțin. Targetul acestui sistem fiind să reducă consumul unei mașini. Nimic mai greșit. Targetul clar al sistemului start and stop este să reducă emisiile mașinii. Pentru că mulți dintre noi ne deplasăm aproximativ 50% din utilizarea unui autovehicul în interiorul orașului, iar în interiorul orașului mașina stă. Și acum imaginează-ți că la culoarea roșie a semaforului ai 30 de mașini care funcționează în gol. Și acolo a intervenit sistemul acesta, ce din punctul meu de vedere este extraordinar de eficient când vine vorba despre protejarea mediului înconjurător. Și mai mult decât asta, sunt sigur că mulți dintre voi v-ați lovit cu problema asta. Bă, când mergi prin oraș și mai trece câte unul cu emisiile duse la cel mai înalt nivel, e deranjant. Tocmai de asta îl consider un sistem relevant. Și acum că am stabilit targetul clar al acestui sistem, vreau să îți povestesc despre cum funcționează și de ce să nu-ți fie frică de el. Dacă observi că sistemul nu funcționează corect pe mașina ta, recomandarea mea ar fi următoarea. Verifică-i seria de șasiu. Ori în momentul în care ai observat că nu merge sau înainte de achiziție, să te asiguri că mașina n-a avut o daună zdravănă pe partea din față și cine a reparat-o a aranjat lucrurile în așa fel încât să nu mai facă sistemul să funcționeze. Deci, încă o dată, ai link în descriere cu 20% reducere la orice raport dacă vrei să-ți verifici daunele și numărul de kilometri a unei mașini. Și dacă vorbim despre adaptările mașinii la un astfel de sistem, vreau să spun că sunt mai multe decât poți să-ți imaginezi. Mulți dintre noi avem impresia că dacă am start and stop, pur și simplu e un buton în plus ce pornește și oprește motorul de câte ori stau la semafor. Nimic mai greșit. Când vine vorba despre sistemul start and stop, ai nevoie de o baterie specială dedicată acestui sistem. Baterie ce este monitorizată de acest element ce în permanență analizează descărcarea bateriei și descărcarea bateriei dictează dacă bateria este pregătită pentru un alt ciclu de start and stop. Cu alte cuvinte, când îți schimbi bateria și tu ai acest sistem pe mașină, trebuie să ai în vedere că trebuie să cumperi o baterie specială. Chiar dacă este puțin mai scumpă, trebuie să ai în vedere că dacă nu îi pui înapoi o baterie corectă, sistemul nu o să mai funcționeze corect, pentru că acest echipament o să monitorizeze bateria și o să transmită calculatorului că ceva nu este în regulă. Deci prima recomandare și prima clarificare este dacă schimbi bateria, mergi pe o variantă start and stop dacă ai start and stop și doi, nu îi afectează bateria. Bateria este gândită să facă față acestui gen de exploatare. După ce am stabilit că bateria nu este afectată, trecem mai departe și ajungem la electromotor. Electromotor ce este pus în mișcare cu ajutorul bateriei. Electromotorul de start and stop este diferit față de electromotorul normal. Are doi solenoizi ce îi permit ca în momentul în care, de exemplu, mă apropii
de intersecție. Mașina tinde să oprească și nu are timp să oprească motorul complet. În momentul respectiv apare al doilea solenoid ce intervine și pornește din nou motorul. Deci clar, electromotorul este adaptat și durata de viață este diferită față de un electromotor normal. Și încă o dată trebuie să înțelegi că mașina are adaptări pentru acest sistem. Cel de-al treilea aspect important trebuie să-l ai în vedere când vine vorba despre poziționarea pistoanelor. Mai exact, la o mașină ce nu beneficiază de start and stop, este importantă poziționarea pistoanelor în așa fel încât motorul să pornească. Și asta ar însemna că în momentul în care dau la automat, motorul și electromotorul ajută la repoziționarea pistoanelor ca în momentul în care intervine carburantul să înceapă să pornească mașina. Și atunci ai fi tentat să spui și care e diferența la start and stop. Păi, ideea e următoarea. În momentul în care vorbim despre un sistem start and stop, nu mai are legătură cu poziționarea pistoanelor, el pur și simplu pornește indiferent de poziționarea lor. Și ca să-ți faci o paralelă, gândește-te la pornirea normală a mașinii. Când apeși pe buton, cât durează până la pornire și dacă vorbim despre o oprire start and stop, cât durează acolo. O să observi că durata de pornire a motorului este net superior când vine vorba despre rapiditate la start and stop. Cu alte cuvinte, motorul efectiv pornește mai repede și pentru că pornește mai repede, trebuie să spun că de fapt el nu se oprește. El intră într-o stare de amorțire sau într-o stare de odihnă, așa îmi place mie să-i spun, în așa fel încât el este pregătit pentru repornire și nu este decuplat complet tot când vine vorba despre o mașină cu start and stop. Sunt sigur că mulți dintre voi ați observat că la mașinile fără start and stop, când pornesc mașina, ceasurile de bord și luminile de bord au tendința să scadă în intensitate. Cu alte cuvinte, pornirea mașinii îi suge foarte mult curent mașinii și astfel are tendința asta de variație a tensiunii când vine vorba despre ceasurile de bord. Când vorbim despre start and stop, nu o să mai observ asta pentru că avem un convertor ce permite alimentarea întregului sistem a mașinii în momentul în care el se oprește când vine vorba de start and stop. Deci nici partea electrică nu a fost uitată și ea este adaptată în momentul în care vorbim despre acest sistem. Am vorbit despre curent, am vorbit despre pornirea motorului și încă un aspect pe care mie mi se pare tare să-l atingem este că dacă vorbim despre sistemul de frânare, noi vorbim despre un sistem ce funcționează pe bază de vacuum. E, avem o pompă electrică de vacuum ce nu descarcă sistemul de frânare, adică nu trebuie să te sperii că în momentul în care se oprește motorul ai pierde frânele. Nu, sistemul de frânare funcționează la fel ca și până în momentul în care motorul a funcționat și la fel și cutia de viteze. Pentru că dacă vorbim despre un motor fără start and stop, în momentul în care motorul se oprește, în principiu cutia de viteze este decuplată și necesită timp până recuplezi, până intră în treapta de viteză. Nu, aici vorbim despre o pompă electrică ce permite angrenarea primei trepte de viteză când vorbim despre cutii automate, treapte de viteză ce îi permite să și plece foarte repede în momentul în care vreau să plec de la semafor. Bun, și dacă am stabilit partea de funcționare din punct de vedere mecanic, trebuie să înțelegem că avem un sistem mult mai inteligent decât ne putem imagina. Cu alte cuvinte, în momentul în care pornim mașina, sistemul analizează parametrii de funcționare a mașinii. Un exemplu foarte simplu este că dacă, de exemplu, nu ai centura de siguranță, sistemul nu mai funcționează, pentru că înseamnă că nu ești pregătit să pleci de pe loc. Dacă ai portiera deschisă, nu mai funcționează, pentru că din nou ar fi un moment super nasol să ai impresia că motorul s-a oprit, dai să te dai jos și să pornească mașina din nou. Sistemul în primă instanță se asigură că tu ești la volan și că vrei să te deplasezi și că teoretic stai doar la semafor, adică ai centura pusă și nu ai portiera deschisă, după care începe și o ia manual când vine vorba despre asigurarea faptului că motorul este în parametri optimi de funcționare. Vorbim despre temperatura aici. Dacă motorul încă nu a ajuns în parametri de funcționare, nu o să funcționeze start and stop. Dacă uleiul din cutie nu a ajuns în parametri, din nou, nu o să funcționeze. Sistemul acesta oprește motorul doar în momentul în care toate sunt în regulă. Mi se pare tare să ai în vedere că dacă afară este frig, până în momentul în care toate ajung la parametrii optimi de funcționare, sistemul nu
funcționează. Cu alte cuvinte, motorul practic nu se oprește. Și acum vine partea cea mai interesantă. Dacă băieții ăștia au adus sistemul ăsta, să putem să ne încadrăm cu mașinile într-un anumit reper când vine vorba despre euro, mi se pare ciudat să-l dezactivezi, electronic mai ales. Sunt foarte mulți oameni care îl dezactivează complet în ideea în care eu cred că au percepția asta că motorul este exact ca și una non-start and stop și pur și simplu au pus băieții încă un sistem de oprire și pornire a acestei mașini. Concluzia acestui clip este una foarte simplă. Mașina, dacă are start and stop, are o grămadă de elemente ce se asigură că nu afectează durata de viață a mașinii atât timp cât el funcționează. Și acum devine o responsabilitate la tine. Dacă îți dorești un mediu mai curat, lasă-l activ. Dacă nu te interesează ideea asta de protejare a mediului, poți să îl dezactivezi. Este strict alegerea ta, dar prin intermediul acestui clip, asta vreau să-ți comunic. Mașina ta are o mulțime de elemente, de adaptări, ce confirmă faptul că start and stop nu îi furnizează probleme. Ea este gândită să funcționeze în parametri optimi și să nu ai nicio problemă de acest gen. Uite, de exemplu, mi se pare foarte tare, am văzut un aspect tare. Sunt diferiți producători de mașini ce au un counter al opririlor și a pornirilor când vine vorba despre electromotorul unei mașini cu start and stop și recomandă la un anumit număr de opriri înlocuirea electromotorului. Din același motiv, pentru că ei deja au un pas înainte din punct de vedere tehnologic, au înțeles cum funcționează și nu își doresc să te pună în situația în care nu ar mai porni mașina, adică să se oprească când vine vorba despre start and stop și să nu mai aibă putere să pornească. În principiu, situația respectivă este imposibil de făcut pentru simplu fapt că înainte de oprirea motorului sunt verificați parametrii ăștia. Și dacă nu îi pui bateria corectă, pentru că până la urmă ea este una dintre principalele elemente ale mașinii care preiau pornirea mașinii, toată mașina practic este dată peste cap. Prin simplu fapt că ea este gândită să se adapteze la start and stop și tu i-ai tăiat direct maioneza prin simplu fapt că nu i-ai pus bateria corectă. Partea aia electrică de pe baterie, aia face, aia stă și analizează dacă bateria este pregătită sau nu de funcționarea sistemului start and stop. Acestea fiind spuse, sunt foarte curios să-mi lași în comentarii tu ce părere ai despre acest sistem. Ca o paranteză, eu când merg în oraș, de multe ori am tendința să-l opresc pentru că și mie mi se pare ciudat să aud motorul de fiecare dată că oprește, dar după ce m-am documentat și am înțeles că mașina este adaptată să nu aibă o problemă în legătură cu asta, am tendința să nu îl mai opresc. Acestea fiind spuse, încă o dată, aștept părerea ta în comentarii. Eu am fost Mihai Beldie, Patrick este în spatele camerei, ne ajută să edităm și până la următorul material. Nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!